Membrii Partidului Renaștere, deputații Irina Lozovan și Alexandra Nesterovski au prezentat mai multe inițiative legislative menite să reducă povara financiară a cetățenilor la achitarea serviciilor comunale. Parlamentarii propun anularea penalităților pentru plata întârziată a facturilor și a creditelor pentru pensionari, precum și scutirea veteranilor celui de-al doilea război mondial de la achitarea utilităților. Potrivit Irinei Lozovan, pensiile unui număr mare de moldoveni nu acopere necesitățile lor de bază. Din această cauză, a menționat deputatul, mulți pensionari și nevoiași acumulează datorii la serviciile comunale. Este o adevărată blasfemie să îi penalizezi pentru plata întârziată a facturii sau împrumutului. O blasfemie și mai mare e să iei singurul adăpost, singura locuință. Potrivit deputatului Alexandru Nesterovski, aceste inițiative legislative au fost elaborate la numeroase solicitări din partea pensionarilor. Credem că pensionarii nu ar trebui să dea ultimii bănuți pentru o lumină și căldură, cu atât mai mult după ce și-au îndeplinit obligațiile față de stat și au muncit perioada stabilită. Nu trebuie să-și facă griji de amenzi sau evacuare pentru neplată. Prin urmare, vom propune anularea penalităților pentru plata întârziată a serviciilor comunale și a creditelor pentru pensionari. Deputații cer și interzicerea evacuării pensionarilor din locuințele lor pentru datorii și această interdicție ar trebui să fie în vigoare nu doar iarna. Un alt proiect de lege propus se referă la plata energiei electrice în casele negazificate. Proiectul presupune că persoanelor ale căror case sunt acordate doar la electricitate, adică nu există gaz, le va fi acordată o reducere de 10% la facturile de energie electrică. Credem că acest lucru este corect. Deputații au elaborat și un proiect de reducere a facturilor la întreținere pentru consumatorii cu încălzire autonomă. Potrivit acestui document, se propune revenirea la sistemul de plată anterior, când locatarii acestor apartamente, care mențin temperatura în locuință la aproximativ 18 grade, plăteau doar 10% din tariful calculat pentru căldură. Deputații au declarat că vor solicita examinarea acestor inițiative legislative la următoarele ședințe ale Parlamentului. În plus, ei au menționat că Partidul Renaștere elaborează alte 10 de proiecte care vizează îmbunătățirea vieții moldovenilor.